Locuitorii mai multor blocuri din cartierul craiovean Valea Roșie sunt foc și pară pe primărie după ce s-au trezit cu mormane de moloz în loc de parcări. Deși inițial se știa că vor fi refăcute aleile și parcările, oamenii au aflat acum că terenul va fi retrocedat, iar ei nu vor mai avea unde să-și parcheze mașinile. Zona este inaccesibilă acum, iar primăria nu a oferit nicio explicație. Pentru locuitorii a trei blocuri din Valea Roșie, modernizarea aleilor dintre blocuri și amenajarea parcărilor din apropierea acestora nu sunt deloc binevenite. Zeci de proprietari au rămas fără locurile de parcare, fiind nevoiți să-și lase acum mașinile pe stradă. Oamenii sunt revoltați de faptul că inclusiv aleile de acces către intrarea în bloc au fost sparte și lăsate așa. Ne-au spart și trotuarul, nu mai putem să intrăm în bloc, nu mai avem parcări, nu mai avem nimica. O parte am înțeles că e o privat, nici de la primărie nu știu. Au venit și fug. Duceți-vă la primărie. Și locatarii și amenajaseră aici parcări. Da, aveam parcări. Toate pe două rânduri era parcat. Da. Și acum unde vă parcați mașinile? Pe stradă. Dacă în caz de incendiu, de salvare, pe unde intră la noi? Dacă pe aici ne închide, pur și simplu, filmați aici. Filmați să vadă. Haideți, domnule, filmați aici, în jos. Uitați intrarea noastră în blocul 19. Mulțumim, doamna Olguța, pe primar. Vrem ca primăria să facă o soluție. Ori amenajeze parcările și cumpără de la omul respectiv terenul, că așa am înțeles că se practică chestia, ori dacă nu, să se îngrădească și să ne delimiteze clar, să ne delimiteze cine are dreptul, cine e proprietarul. Ca să putem spune și noi flori, gazon, eventual să aranjăm așa, nu vedeți cum arată. Situația este cu atât mai delicată cu cât proprietarii autoturismelor plătesc loc de parcare, dar sunt nevoiți să-și lase mașinile pe unde apucă. Până acum, reprezentanții primăriei au refuzat să dea un punct de vedere.